Cupa CSM Pitești la not a fost o competiție extrem de reușită, unde au fost prezenți sportivi din țară precum și din Bulgaria și Moldova. În clasamentul general pe cluburi ordinea a fost următoarea: CSM Pitești pe 1, Atena Sport Constanța pe 2 și CS Dacia Mioveni pe 3. Clubul din Ștrand a obținut un număr de 71 de medalii, iar cel din Mioveni 25. Competiție reușită, durata a fost una foarte mare, toată lumea este entuziasmată pentru că foarte mulți copii au fost premiați și fiecare copil, fiecare părinte a plecat cu un zâmbet plecut de la acest bazin. Avem în jur de 300 de sportivi din România și nu numai, avem sportivi și din Republica Moldova și din Bulgaria. Sportivii CSM Pitești s-au comportat destul de bine, timpii pe care ei au mers sunt în conformitate cu antrenamentele pe care le-au făcut, se află în grafic și zic eu că sunt foarte bine pregătiți pentru competițiile ce urmează să apară încă de luna viitoare. La competiție a fost prezent și fostul mare înotător Răzvan Florea, acum în calitate de fondator și antrenor al clubului constanțean Atena Sport. A fost un nivel destul de ridicat, având în vedere că sunt destul de cluburi și din București și din provincie. Piteștiul totuși este un centru foarte bun al natației românești. Eu zic că a fost o competiție reușită. Competiția a fost una relevantă pentru toți antrenorii, mai ales în perspectivele competițiilor oficiale programate de obicei în această perioadă a anului.